O femeie de 37 de ani și-a pierdut viața, iar fiul său de 13 ani se află în stare gravă în spital în urma unui accident de circulație care a avut loc astăzi într-o localitate din județul Bistrița, Năsăud. Femeia care se afla la volan a pierdut controlul mașinii într-o curbă și s-a răsturnat în apropierea unui râu. Cei doi, femeia și fiul său aflat pe scaunul din fața al mașinii, au rămas încarcerați între fiarele contorsionate și au fost coși afară de echipajele smurt. Din păcate, femeia nu a mai putut fi salvată. Băiatul aflat în coma a fost transportat cu elicopterul la o clinică de specialitate din Târgu Mureș. Isu Bistrița, Năsăud, a informat că Ceilalți trei pasageri din mașină, tineri cu vârste cuprinse între 17 și 20 de ani, aflați pe bancheta din spate, erau conștienți și nu prezentau leziuni care să le pună viața în pericol.